el, să continuăm timpul de laudă printr-o cântare, după care programul va continua. Să fie Domnul. Este bine ca să fim în dimineața aceasta în casa Domnului. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i sus și unde-i săi săi. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze biserica Lui. Am venit aici cu scopul suprem de a lăuda numele Lui Dumnezeu, așa cum s-a amintea la ora de rugăciune. Cerurile spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor Lui. Toată natura, toată creația îl laudă pe Dumnezeu și noi ne-am adunat ca să ne unim cu creațiunea lui Dumnezeu și să lăudăm numele Lui. Amin. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe toți cei prezenți în locul acesta. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze în dimineața aceasta și Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin. Cum vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea 1 Împărați, capitolul 19 și voi da citire începând cu versetul 9 la versetul 18 inclusiv, este o continuare din ceea ce a fost duminica trecută, tot despre prorocul Ilie. Dumnezeu se arată lui Ilie.
Din nou, Împărați 19, versetul 9, pagina 382 în Sfintele Scripturi. Cu toții să ascultăm cuvântul Domnului. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncele. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, a sfârmat altarele tale și a ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați și anume pe toți acei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și al căror gură nu l-au sărutat, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune, să cerem ca Dumnezeu să binecuvânteze acest cuvânt care a fost citit. Să cerem ca Domnul să binecuvânteze pe cei care vor vorbi în această dimineață din cuvântul Domnului. Să cerem ca Domnul să inspire prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Și să ne dea tuturor harul de a-L cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu și căile Lui. Cu toții ne rugăm Domnului. Doamne, venim înaintea Ta, înaintea Sfințeniei Tale. Rugăm să ocupați locurile. Vreau să spun tuturor: bine ați venit la Casa Domnului, chiar dacă suntem puțin mai puțin, este o nuntă pe Pardii, sunt mulți plecați în Florida în vacation. Domnul să-i binecuvinteze pe toți acolo unde se găsesc. De asemenea, vreau să spun bun venit familie Spâng, Cristi, care a venit cu copilul lor la binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze copilul care a fost adus la binecuvântare. Noi știm că
Cel care binecuvântează este Dumnezeu. Mai târziu, fratele Bențe va citi textul și va vorbi pentru binecuvântare. Acum aș vrea să invit cântăreți în față, lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care un grup de copii cu sora Reli, de asemenea, vor cânta o cântare de binecuvântare. În urma lor, ascultăm corul. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst at my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, and happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Pe cei mari, ascultăm corul, iar în urma corului ne rugăm pentru fratele Bențe, care va citi cuvântul Domnului și va face binecuvântarea. Domnul să fie cu ei. Amin. Ascultăm corul, după care fratele Bențe.
Iubiți frați și surori, vă rog să ne ridicăm din nou înaintea Domnului și să citim textul pentru binecuvântarea noului născut. Am ales să citesc un psalm, de data aceasta psalmul 127, el se găsește scris la pagina 630 din Sfânta Scriptură. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, ele dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețele în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferici de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului și așa cum spunea fratele Petrică și cum vedem cu toții, perioada aceasta este o perioadă a vacanțelor, este o perioadă a lucrării Domnului, lucrarea este întinsă, sunt foarte multe activități chiar foarte bune și frații noștri, tineretul și biserica Domnului de aici este implicată în lucrarea Domnului și mulți frați sunt plecați în misiune, așa cum ați auzit chiar de la ora de rugăciune, dar mulțumim Domnului și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze întreaga biserică și pe toți cei, chiar și pe cei plecați și cei care sunt implicați în lucrarea Domnului, Domnul să le dea progres și biruință, pentru că și lucrarea Domnului trebuie să meargă înainte și Domnul Iisus a spus, mergeți și vestiți Evanghelia în toată lumea. Evanghelia aceasta trebuie să ajungă până la marginile lumii. Și aceasta este misiunea bisericii, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, suntem la un serviciu de binecuvântare a unui nou născut în familia fratelui Cristi Spân și a sorei Ligia. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Permiteți-mi să fac o afirmație, am o bucurie mare. L-am cunoscut pe bunicul lui fratele Cristi Spân, pe fratele Abrudan. Era un păstor blând și plin de bunătate și de dragostea lui Dumnezeu. L-am cunoscut în urmă cu 54 de ani. Sunt 54 de ani de când l-am cunoscut pe fratele Abrudan. L-am întâlnit în județul Bihor,
mai exact la 10 hotare. Era un păstor de sector și avea un sector foarte greu. Și acolo ne-am întâlnit. Domnul mi-a pus pe inimă, eu din județul Cluj, de la Huedin, de acolo, să mă duc la 10 hotare să vestesc Evanghelia. Și m-a dus cu un prieten, el cânta la acordeon și eu predicam. Și acolo l-am întâlnit pe fratele Abrudan. Sunt fericit că astăzi să fiu aici și să vorbesc la binecuvântarea fratelui Cristi Spânc, la strănepotul fratelui Abrudan. Slăvit să fie Domnul! Timpul nu permite să vorbesc mai multe experiențe care am avut cu acest frate binecuvântat. Iubiți frați și surori, este o binecuvântare să fim în această dimineață în casa Domnului. Psalmistul David, în Psalmul 133, spunea: iată ce plăcut și dulce este să fie frați împreună, să fie biserica la oaltă. Este, zice așa, ca unde lemnul de preț care e turnat pe capul lui Aron se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Unde lemnul, zice, este, apoi este ca roua Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Unde? În Sion. În Sion, acolo unde locuiește Dumnezeu. Și Sionul, comparat cu Scriptura, este biserica lui Dumnezeu. De acolo strălucește Dumnezeu și Dumnezeu dă binecuvântarea în biserică, fraților. Acolo dă Domnul binecuvântarea. Și binecuvântarea este un har de la Dumnezeu. Este un mare har, frați și surori. Pentru că binecuvântarea, potrivit Psalmului 33 și versetul 3, zice că acolo dă Domnul binecuvântarea, virgulă, și viața, virgulă, pentru veșnicie. Domnul Iisus spunea și zicea că nicio iotă și nicio frântură nu va trece să nu se împlinească. Fii atent la citire. Dă Dumnezeu binecuvântarea, dă Dumnezeu viața și dă viața veșnică aici în adunare. Aici. Dar pentru ca să ajungi la această binecuvântare, trebuie să treci pe la un alt mod de credință, trebuie să crezi, trebuie să accepți un alt har de la Dumnezeu. Acesta este un har. Dar de harul acesta nu beneficiază toți. Binecuvântarea este pentru copii. Dumnezeu a spus lui Moise, zice, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. N-avea oricine dreptul să fie binecuvântat. N-avea oricine dreptul. Din Egipt au ieșit foarte mulți oameni acolo cu ei. O mulțime de oameni, scrie Biblia, de tot soiul. Și la ăștia le-au venit pofta de carne, de știu eu, alte treburi. Și-au ispitit pe copiii lui Israel și știi ce s-a întâmplat, nu? Numai copiii lui Israel aveau dreptul la binecuvântare, numai copiii. Dar ca să fii copil, trebuie să ai un tată. Israel a fost binecuvântat datorită strămoșului lor, Avram, căci Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Și l-a binecuvântat și a spus că sămânța lui va fi o sămânță mare și nu o să poată să o numere nimeni. Dar chiar așa a fost Israel de mult, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, chiar așa a fost Israel. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și sămânța lui, nu o zis în seminția ta. Și sămânța lui, eu vorbesc pe scurt, frate, mă înțeleg, dumneavoastră nu sunteți la prima predică aici. Sămânța lui este Hristos. Căci toți care cred în numele lui și toți care s-au botezat în numele Domnului Iisus Hristos și cred în el, sunt sămânța lui Avram. Și sunt fii ai Dumnezeului Celui Preanalt. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu ne-a înfiat prin Domnul Iisus Hristos și spune Biblia că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări care sunt în locurile cerești, în Hristos. De harul acesta a vieții veșnice nu beneficiază oricine, numai cei care sunt copii al lui Dumnezeu,
înfiați prin credința în Domnul Iisus Hristos, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu spune Biblia că a pregătit un har pentru toți oamenii. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea aceasta păcătoasă o iubește Dumnezeu. Pe oamenii păcătoși iubește Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea să piară niciunul, ci toți să vină la pocăință, la cunoștința adevărului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat ce a avut mai scump, pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Lăudat să fie Domnul! Amin. Să aibă viața veșnică. Deci ca să ajungi la binecuvântarea din Psalmul 133, despre care vom vorbi astăzi, vom vorbi despre binecuvântare. Ca să beneficiezi de binecuvântările lui Dumnezeu, chiar în viața aceasta pământească. Și nu numai, și de viața veșnică, trebuie mai întâi să crezi în Domnul Iisus Hristos și să devii astfel un copil al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care le-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească, să se facă copii al lui Dumnezeu, nu să se numească numai. Aici, în Evanghelia de la Ioan, la capitolul 1, versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu poți să fii un copil al lui Dumnezeu fără credința Domnului Iisus Hristos. Nu poți să fii un copil al lui Dumnezeu. Îi fi un copil al unui tată, bogat, sărac, știu eu cum o fi el, dar Dumnezeu cel mare și atotputernic vrea să te facă copilul lui, dar nu poți să ajungi numai prin credința Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a spus așa, cine mergeți în toată lumea, a spus Domnul Iisus, după ce a înviat din morți și predicați această Evanghelie la orice fătură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Scurt, cine nu va crede, nu va fi mântuit. Și pedeapsa lui Dumnezeu rămâne peste el, pentru că Dumnezeu a pedepsit păcatul în Iisus Hristos. Cei care cred în Iisus Hristos sunt eliberați de păcatul lor, de starea lor și devin niște copii al lui Dumnezeu și pot să beneficieze de harul iertării și a mântuirii și de binecuvântările lui Dumnezeu. Scris în cartea aceasta, lăudați să fie Domnul. Născuți nu din sânge, nici din carne, nici din voia lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul acesta s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr și ne-am privit slava Lui ca slava, ca o slavă, tocmai ca slava singurului ieșit din Tatăl. Și versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui, har după har, har după har. Harul lui Dumnezeu este felurit și mult har ne-a dat Dumnezeu. Amin. Harul iertării, harul mântuirii, harul vieții veșnice, harul să fim în casa Domnului, harul sănătății, harul să fim copii al lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, aș vrea să vorbim acum despre, din psalmul acesta 127 puțin. Să știți că Dumnezeu iubește familia. Dumnezeu a binecuvântat prima familie. Cuvântul binecuvântare l-am căutat în dicționarul limbii române să văd ce spun românii despre binecuvântare. Și am înțeles că spun ceva de blavoscovire, un cuvânt ortodox. Nici n-am mers mai departe. M-am uitat să ce spune Biblia despre binecuvântare. Și am aflat că Biblia spune că binecuvântarea este formată din două cuvinte. Știți care este alea? Bine și cuvânt. Binecuvântare. Cineva l-a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, ce bine să fac? Și Domnul Iisus a spus, binele este unul singur. Și acesta este Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Și cuvântul este Domnul Iisus Hristos, care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, să-L ai pe Dumnezeu și pe Hristos în viața ta, în familia ta, în casa ta. Este un har de la Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Eu am beneficiat și cred că și dumneavoastră de acest har. Dacă nu v-aș spune prin câte am trecut și cât m-a binecuvântat Dumnezeu, a zice, se poate și așa ceva? Fraților, nu ne predicăm pe noi.
Îl predicăm pe Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. În Hristos slăvit să fie numele Domnului. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu zidește Domnul o casă, când vorbește Biblia despre casă, să știți, frați și surori, că știți ce spune? Vorbește ori despre casa sa, care este biserica, ori vorbește despre casa mea sau casa ta, sau de casa lui Israel, zicea el. Zice, casa lui Avram. Dumnezeu i-a făcut mari făgăduințe lui Avram, dar să știți ceva, Dumnezeu știe ce binecuvintează, casa pe care o zidește el. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu o păzește el, Domnul o cetate, degeaba o păzește ce o păzesc. Degeaba. Și să știți, Dumnezeu nu se implică într-o zidire care nu este după voia lui. De aceea, dragi tineri, frați tineri, surori tinere, când vreți să începeți să zidiți, să vă zidiți casa, să alcătuiți o familie, apoi știți ceva, mergeți la cuvânt. Scrie Biblia și dă Domnul Iisus Hristos un exemplu. Cine aude cuvântul meu, zice, și îl împlinește cu fapta, îl face, se seamănă cu un om chipzuit, care atunci când zidește o casă, sapă adânc și își pune casa pe temelie, până dă de stâncă și o pune acolo pe stânca aceea. Dumnezeu a pus în Sion o piatră, o piatră de încercat, o piatră din capul unghiului și piatra aceasta este Hristos. Și Biblia spune că oricine o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Piatra aceasta este temelia bisericii și a familiei tale dacă te încrezi în Dumnezeu. Și atunci când te căsătorești, și atunci când începi viața, și atunci când începi să cauți pe Dumnezeu, sapi adânc să-L cunoști pe El și puterea Lui. El se implică în viața ta. Îți zidește Domnul casa, El ți-o zidește. Când zidesc oamenii, știu, mătușile, neamurile, nu știu cine, fraților, să ne încredem în Dumnezeu și în cuvântul Lui și să căutăm, fraților, ca Dumnezeu să se implice în zidirea noastră, în zidirea casei noastre, așa cum s-a implicat în zidirea lui Avram, casa lui Avram. Dumnezeu l-a chemat, să știți, nu se poate casă zidită fără credința în Dumnezeu. Fără credința în El nu există binecuvântare, căci Dumnezeu binecuvintează pe cei ce se încrede în El. Când l-a chemat pe Avram, el s-a dus și a ascultat și asta i-a fost socotită o neprihănire și Dumnezeu a făcut mari făgăduințe. Dar a mai făcut Dumnezeu ceva. Știți ce a făcut? Și ce a făcut Dumnezeu? L-a încercat pe Avram. Fraților, chiar dacă Domnul ne mai încearcă câteodată, noi să rămânem tare. Pentru că încercarea credinței noastre este mare, mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Și l-a încercat Dumnezeu pe Avram. Știți problema cu el, nu? A spus, dă-mi fiul tău, cel mai bun. Singurul fiu care l-ai, pentru că el era necăjit, că a avut. Și Domnul zice, te voi binecuvânta și în sămânța ta. Și Dumnezeu a spus, ia, dă-mi-l înapoi. Du-te și l-a dus jertfă acolo pe muntele Moria. Asta are o mare semnificație. Și s-a dus, l-a încercat. Dar Dumnezeu nu l-a încercat. Și fiindcă Dumnezeu l-a găsit vrenic, știi ce a spus? Dumnezeu, acum eu îl cunosc pe Avram. Îl știu bine că Avram va porunci casei lui după el să țină legea Domnului, ca să împlinesc ce i-am făgăduit. În cuvântul lui Dumnezeu avem mari făgăduințe, dar să știți că își trebuie ca făgăduințele ca să ajungă la binecuvântările lui Dumnezeu. Trebuie, frați și surori, ca să rămânem tari în credința noastră și să ne învățăm copiii. Asta e problema. Aici spune cuvântul Domnului, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere căci prea iubiților lui. El le dă pâinea ca în somn. Nu-ți dă pâinea dacă dormi. Nu, asta nu înseamnă că prea iubiților lui Domnul le dă pâinea și dacă dormi. Nu. Frașelor, nu. Le dă pâinea ca în somn. Știi ce înseamnă asta? Haideți să vă citim. La Deuteronom, la capitolul 6, acolo stă scris un cuvânt pe care vreau să-l citesc. Timpul zboară așa de repede, dar o să încercăm să terminăm la timp. Cuvântul Domnului spune așa. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, în jos. Ascultă, Israele! Și acum noi spunem aici, îl traducem la noi. Și Domnul spune, ascultă biserică,
Ascultați voi, părinților, ascultați, ascultă, biserică. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Asta trebuie să faci. Dacă faci tu asta cu copiii tăi, Dumnezeu face altceva. Știi ce face Dumnezeu? Îți dă pâinea ca în somn. Nu ți-o dă ca în somn în sensul că să dormi, cum spuneam, ci îți va da un serviciu de așa natură încât să fii binecuvântat. Te va binecuvânta Dumnezeu muncind, dar te va binecuvânta cu mari binecuvântări. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu. Eu am beneficiat de aceste binecuvântări. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine și dacă sta aici să vorbesc cu frații și cu fratele Petrică și cu frații de aici, cu toți cu dumneavoastră, ați putea să confirmați ce spun eu. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, fraților. Am venit ca și voi în America cu o valiză, cu două valize și cu doi copii după mine. N-am știut ce să se întâmple aici când a venit. Și un frate m-a dus la rugăciune. Un frate m-a primit să-mi dea o mâncare, să-mi dea o masă. Nu știam unde să dorm în noaptea aia. Așa au fost, fraților. N-am știut unde să dorm. Și fratele ăsta avea mulți copii. Și am zis, unde o să dorm? Mai am venit și eu pe capul omul ăsta. Ce-o fi de noi? Și zice, frate, hai să facem o rugăciune. Nu m-o cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Nu l-am văzut niciodată pe omul ăsta. Nu a fost un prieten de-a mea, nu l-am cunoscut. Și ce mai este și un frate aici. Să chemă și pe el la rugăciune. Și-o vin și fratele ăla și ne-a rugat și-o spus domnul așa. Ascultă, bărbatule, te-am purtat din loc în loc ca pe Avram. Dar oriunde va călca talpa picioarelor tale, te voi binecuvânta. Slăvit să fie Domnul. Și m-a binecuvântat. Și va binecuvântat. Merită Dumnezeu să fie lăudat și slăvit. Uitați ce face Dumnezeu atunci când noi... Când noi punem în inima copiilor noștri cuvântul Domnului. Biblia spune, învață pe copil calea Domnului că este mic și când va fi mare nu se va abate de la ea. Învață-l pe copil. Dă-te pe tine pildă. Aici cuvântul Domnului, tot la Deuteronom, capitolul 28, citim acum. De la versetul 2. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Dacă vei face ce ți-a spus și vei pune în inima copiilor și mintea lor cuvântul Domnului. Să știți, copiii sunt o binecuvântare, fraților, nu sunt blestem. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, sunt o binecuvântare. Nu știu câte binecuvântări ți-o dat, mie mi-o dat 7. Și mulțumesc pentru ele. Poate ție îți dă una, bucură-te de ea. Poate îți dă 5, că i-o dat la fratele Cristi. Domnul să binecuvinteze toate familiile bisericii. Amin? Amin. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor tale, oilor tale, acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta va fi binecuvântată, vei fi binecuvântat la venirea ta, vei fi binecuvântat la plecarea ta și binecuvântările continuă, slăviți să fie Domnul. Dacă vei face lucrul acesta, dacă vei pune în mintea copiilor cuvântul lui Dumnezeu. Am citit în psalmul acesta 127 și spune aici cuvântul Domnului că copiii sunt o moștenire de la Dumnezeu. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Frați și surori, ți-a dat Dumnezeu, sunt al Domnului. Când Ana a primit un copil, pentru că ea n-a avut copii, și s-a rugat Domnului să dea un copil, ea l-a dat Domnului. Frați și surori, frate Cristi, de aia ai venit aici, să-l dai Domnului. I-ai dat Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și Domnul binecuvintează copiii, noi îi dăm Domnului, dar îi dă Domnul nouă pentru educație, pentru îngrijire. Și Dumnezeu poartă de grijă, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Prea iubiților săi sunt frați iubiți
și sunt frați prea iubiți. Pe ăștia care iubește Domnul foarte mult, le dă binecuvântări. Și să știți, copiii sunt o binecuvântare. Eu am constatat asta. Eu sunt un slujitor bătrân. Și vreau să vă spun că am văzut asta în familiile fraților, în biserica Domnului. Copiii sunt o binecuvântare, dar noi trebuie ca să-i creștem în frica și mustrarea Domnului. Așa e scris de cuvântul lui Dumnezeu. A zis Domnul Iisus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca noi, acum, ca ei. Acum noi aducem înaintea Domnului, îi prezentăm și Domnul îi binecuvintează, nu? Amin. Dar am vrea, frați și surori, să lăsăm să vină la Domnul. Știți, hai să vă citesc ceva din Noul Testament și cu asta să încheiem predica din această dimineață. În Cartea Efesenilor, la capitolul 6, aici scrie un cuvânt. Să mai citim de aici, dar hai să citim mai întâi despre părinți. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Haideți să-i creștem în mustrarea și în învățătura Domnului. Nu cu bătaia se cresc copiii. Până la 7 ani mai poți să iai nuiaua, dar nu luați nuiaua după 7 ani, că îi întărâtați și îi faceți răi și îi faceți să vă urască. Copiii tăi trebuie să fie prietenii tăi și tu trebuie să fii ca și ei, să te apleci la ei, să-ți faci timp pentru ei. Iubiți frați, rugați-vă cu copiii, faceți cu copiii rugăciuni, apropiați-vă de ei, stați lângă ei, faceți-vă timp pentru ei. Nu-i suficient să alergi de seara până de dimineața până noaptea să n-ai timp de copii. Să știți, trebuie să te ocupi de copii, trebuie să-i înveți calea Domnului și să te dai pe tine însuși pildă, să-i înveți să fie credincios, să fie darnici. Învățați-i să iubească dărnicia, să împartă bucata de pâine cu frate său, cu vecinul său sărac, cu jucăriile. Fraților, învățați-i calea Domnului, așa cum e scris în Biblie. Și când vor fi mari, așa vor face, pentru că judecata lui Dumnezeu va începe. Veniți binecuvântați-i tatălui meu, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Domnul să ne binecuvinteze. Putem să oprim copiii să vină la Iisus, știți cum putem să oprim? Prin viața noastră personală. Prin viața noastră putem, personală, putem să-i oprim atunci, așa cum zicea fratele Sobo, Domnul să-l binecuvinteze. Spunea, fraților, dacă tu vii la ora 10 la ora la adunare, copiii tăi când vor fi mari vor veni la 11 sau nu vor veni deloc. De aceea aduceți-i în casa Domnului și când vor fi mari vor veni ei. Să vadă lumină în voi, să vadă dragoste. Nu mai vorbiți de rău pe frați. Când mergeți de la adunare în mașină, nu mai criticați predicatorii, nu-i mai vorbiți de rău. Dacă chiar ai ceva, un duc din ăsta de vorbire de rău, du-te, domnule, du-te în fundul grădinii, stai de vorbă cu copaci acolo și spune la copaci că fratele Valer sau știu eu, Petrică, ce știu eu, ce alte probleme. Nu mai vorbiți, sămânați în inima copiilor dispreț și ură față de Dumnezeu. Nu vreau să vă dau, nu vreau, un frate m-a oprit aici, băi Valer, zice, nu este hrană în adunare, mă, ce să învețe, mă, copiii ăștia mei, ce, de-aia nu vin copiii mei la biserică? De-aia vin, că nu-i hrană aici, domnule, nu-i hrană la biserică. Și a spus, băi omule, taci, oprește-te, bă, tu s-ai scos copiii din adunare, bă. Păi dacă tu le spui asta la copiii lor, să spui slăvi să fie Domnul, bă, ce fain a făcut cuvântul, ce bine a făcut cântările, ce har a simțit la rugăciune. Păi dacă tu vorbești de rău biserica și predicatorii și frații, copiii tăi ce o să facă? Să duc? Unde? Să duc și eu în altă parte. Lăsați copiii să vină la Hristos, dați-vă pildă pentru ei. Căci înaintea lui Dumnezeu vom răspunde, zice un om al lui Dumnezeu un cuvânt, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Cu copiii noștri trebuie să ne înfățișăm la tronul alb. Să fie toți acolo, 5, 7, 2, nu știu cât s-o dat Dumnezeu. Cu copiii ca și cu talanțe. Dumnezeu, El și-adună roadele, dar tu fă-ți datoria. Fă-ți datoria de părinte. Apoi aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. Și un cuvânt scurt pentru copii, că de fapt ne-am vorbit acum la mare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, vi zice versetul 1 din Efeseni 6, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Copii, ascultați de părinți. Domnul să ne binecuvinteze. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze familia fratelui Cristi Spânc
și toate familiile bisericii și să ne ajute frați și surori să ne inspirăm de aici, nu din ziare, nu de la televizor, nu de pe internet, de aici. Faceți din cartea aceasta bucuria și educația copiilor dumneavoastră și Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze întreaga biserică și toți copiii bisericii. Amin. Ne ridicăm în picioare, fratele Bențe va oficia actul de binecuvântare. Vom citi cuvântul Domnului scris în cartea Numeri la pagina 151, capitolul 6, Numeri capitolul 6, versetul 22 în jos. După pronunțarea numelui copilului, vom răspunde cu toții amin. Domnul să te bine, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Anthony Isaac. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Anthony Isaac. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Anthony Isaac. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Părinții îngenunchează, iar eu mă voi ruga Domnului. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeule mare și atotputernic, venim înaintea Ta cu acest copilaș, cu numele Anthony Isaac și te rog, în numele Domnului Iisus Hristos să-L binecuvintezi. Te rog să-L binecuvintezi, Doamne, cu binecuvântările cerului de sus și ale pământului de jos. Te rog să-L binecuvintezi, Doamne, cu o creștere frumoasă și armonioasă. Să-I binecuvintezi întreaga Lui ființă și mădularele Lui, Doamne, să se dezvolte într-un mod armonios. Să-L binecuvintezi cu înțelepciune. Să-L binecuvintezi, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt atunci când va fi mare, să aleagă voia Ta, Doamne. Te rog să-L binecuvintezi, Doamne, în familia în care va crește. Să binecuvintezi pe fratele Cristi, pe sora Ligia și toți copilașilor. Binecuvântarea Ta să fie peste ei pentru toate zilele vieților. Binecuvântarea Ta, Doamne, să rămână în casa lor. Binecuvântarea Ta, Doamne, să fie peste bunicilor și peste toți acei, Doamne, care sunt rude cu acest copilaș. Și chiar peste biserica Ta, Doamne, cerem binecuvântarea Ta. Te rog, Doamne, să-L păzești în numele Domnului Iisus de foc, de apă, de duhurile, de învățătura străină acestui secol stricat. Și Tu să-I dai, Doamne, învățătura Ta și cuvântul Tău. Să-I binecuvintezi părinții cu înțelepciune, Doamne. Pe mama lui, Doamne, să o binecuvintezi. Să fie o mamă care să se dească în inima lui cuvântul Tău. Că atunci când va fi mare și copilul acesta, Doamne, să te cunoască pe tine, Doamne, și să te slujească pe tine așa cum este voia ta. Binecuvântă-l pe fratele Cristi, Doamne, cu sănătate, cu putere de la tine și te rog să-i dai pâinea ca în somn. Te rog, Doamne, să binecuvintezi și ceilalți copilași frățiorii lui. Doamne, Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că Tu vei face mai mult decât am spus noi în cuvintele noastre.
Tu ești cel care dai binecuvântarea. Noi l-am prezentat înaintea ta și îl punem pe brațul tău. Și te rog, Doamne, ca numele lui să fie scris în cartea vieții și să nu se șteargă de acolo niciodată. Și atunci când vei veni, Doamne, împreună cu familia fratului Cristi Spâng, împreună cu frățiorii lui și cu acest copilaș și cu biserica ta, să putem să zicem în întâmpinarea ta și să rămânem pentru o eternitate sub binecuvântarea ta și în viața veșnică. Te rog toate aceste lucruri, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, și îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. Amin. Domnul ascultă rugăciunea și cel care binecuvintează este Domnul, așa s-a citit. Așa să puneți numele meu peste copilul lui Israel, însă nu voi binecuvântați. Nu fratele Bențe, nu eu, nu alții. Cel care binecuvintează este Dumnezeu. A spus și eu îi voi binecuvânta. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze acest copil. Se pare că are plămâni bun, o să fie poate bun cântăreț, bun predicator. Domnul să îl binecuvinteze pe el, întreaga familia Spâng, Domnul să fie cu voi și Domnul să vă ocrotească cu brațul lui puternic. Când vin cântăreți în față, cântăm o cântare timp în care facem colecta duminicală. Cei din Valea Plângerii.
fratele Daniel Lupuș, iar în urma fratelui Daniel se pregătește corul să cânte spre slava Domnului. Doamne Iisuse, străbat drumul mereu și merg cu bucurie, chiar când urcu și greu. Cu tine când cântarea ce-n inimă mi-ai pus și strig de bucurie, căci m-ai salvat, Iisus. Când eu rătăceam, pace nu găseam,
eram singur în lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur în noapte străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Cu tine viața-i dulce, chiar de-i mereu amar. Cu tine-i fericire, chiar lacrimi dacă apar. Cu tine-i zi senină, chiar dacă inorat. Cu tine-i fericirea, chiar când sunt întristat. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur în lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur în noapte străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Tot ce-am găsit la tine, lumea nu-mi poate da, căci veșnica viață e doar în mâna ta. Cu raza-ți de iubire, ține-mă tot mereu, și-n toate-ți voi da slavă, căci Tu ești Dumnezeu. Ești regele iubirii, un prinț al fericirii, ești tot ce se cuprinde în univers. Ești marele împărat, un meșter minunat, mă-nchin și-ți mulțumesc. Ești regele iubirii, un prinț al fericirii, ești tot ce se cuprinde în univers. Ești marele împărat, un meșter minunat, mă-nchin și-ți mulțumesc. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur în lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Ești regele iubirii, un prinț al fericirii, ești tot ce se cuprinde în univers. Ești marele împărat, un meșter minunat, mă-nchin și-ți mulțumesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Glorie Domnului! Ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Socaciu, fratele Beni, care va propovădui cuvântul.
Să spun așa cum spunea și fratele Bențe, că aici în casa Domnului, Domnul dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Și mulțumim Domnului că ne-a dat harul acesta să venim în casa Domnului, ca să apucăm viața veșnică la care am fost chemați. Ăsta e cel mai important lucru care căutăm să-l facem în viața noastră. Aș vrea să trec peste introducere și să recapitulăm pasajul care a fost citit, să ne-l aducem aminte. Cuvântul care a fost citit despre prorocul Ilie, care spune cuvântul Domnului că fugea de Izabela, împărăteasa Izabela. După ce el, la rugăciunea lui, s-a coborât foc din cer, ajunge în situația aceasta să sperie, e stresat și fuge la amenințările lui Izabela, fuge departe la muntele Horeb și zice că se ascunde într-o peștere. Și Domnul întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie spune, Doamne, am fost plin de râvnă pentru lucrarea ta, da? Asta e situația. Și aș vrea ca cu ajutorul Domnului să vedem două planuri, două intenții. Intenția lui Ilie, și care era intenția lui Ilie, dorința lui, să tragă pe dreapta, așa zicem noi, să parcheze, să nu mai facă nimic.